Bună să vă fie inima, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft la Perfectul Simplu. Am chestii să vă arăt, iarăși nu știu dacă o să terminăm aici treaba asta, opa, în episodul ăsta, dar am chestii să vă arăt, am lucrat destul de mult off-camera, un picuț pe aici, pe aici, pe acolo. Vreau să mai fac încă un crystallizer, am făcut un alchemical construct, ăsta e destul de ciudățel de făcut. De asemenea, mai lucrez aici, am nevoie de două cristale. Trebuie să vă arăt, stai că trebuie să vă arăt exact. Am nevoie de două cristale uniești. Din astea, balance shards. Și nu am de niciunele pe aici și trebuie să fac și treaba asta. Așa, aici am mărit cufărul ăsta. Ce? Am pus un ceas aici. Așa, afară. Foarte important. Am oprit apa care era deasupra acestui bloc pe care voiam eu să-l transform în spawner și am luat blocul de sticlă de deasupra lui, da? În ideea că poate că are nevoie de mai mult spațiu ca să se transforme blocul ăla într-un spawner și într-adevăr s-a transformat în spawner imediat după ce am luat sticla de pe el și am oprit apa și acum avem și noi o sursă oarecum constantă de goo din ăsta, ce-o fi el, cum s-o cheamă el acolo. Așa, o să fac chestia asta oarecum semi-automată. Există un... Uite că îmi dă și foarte mult XP de aici. Hello. Există un... am uitat cum se cheamă. Chestia asta. Autonomous Activator. Numai că trebuie să fac 10 gears. Așa, aș cam avea să fac una, cred, nu știu dacă am să fac și pe a doua, dar vreau să fac treaba asta din Tinkers și deci o să mai aibă un pic de așteptat până termin tot atât. Ăștia se spunează, în continuă se spunează foarte, foarte des. E extraordinar, mai des decât pot să-i omor și din cauza asta zic că o să-mi fac un autonomous activator, mai trec pe aici, se mai spunează 2-3 și tot așa. Ce mai am să vă mai arăt? Hai să vedem dacă avem noroc aici să prindem una din semințele astea. Eu sper nitosul de să avem noroc. Ia să vedem aici. Zim, te rog frumos că nu o să mi mănânci. Nu, doar una. Una, feral lime să fie, da. Dacă n-ai noroc, n-ai noroc. Da, asta este. Bun, deci am mai făcut rost de 5 ender pearls de aici. Și astea au și ele diverse chestii din Stormcraft ce pot fi folosite. De ce vreau neapărat chestia asta? Pentru că cât de curând vreau să-mi fac o fermă de sugarcane, de 300 de zahăr. Și pentru ferma asta de sugarcane o să trebuiască noi să... facem, adică vreau eu să o fac cu niște chestii din Stormcraft, ca să fie un pic mai interesantă treaba. Bun, hai să vedem aici ce putem noi să facem, domnule, cum putem noi să facem șmecheria asta. Eventual, dacă aș fi o băie deștept, aș putea să mă duc pe undeva să ies, nu știu exact pe unde. Asta cred că putem să-l facem așa și aici cred că putem astea două. Le facem eventual ceva de genul ăsta. Uite, ar fi interesant o chestie de genul ăsta, corect? Și aici să ne ducem noi pe jos și să ne facem două portițe. Pac, pac! Zup, zup. Bam, șacalampam! Și cred că mai merge făcut un pressure plate. Hai că o să ne umplem inventarul de toate prostiile pământului. Asta este, n-am ce să-i fac. Zup, zup. Așa, și acum putem să ieșim liniștiți pe partea asta fără să nicio problemă. Și să ajungem aici să... Băi, ce mă bucur că nu-mi distruge astea pure daisy-urile. Nu aveți idee. Așa. Cât de mult mă bucur am instalat Fazlip DK. Mi se pare că nu era la început de tot. Este? Eu așa mi-am aminte. Bun. De asemenea, pe parcurs am mai făcut... Hai să cred că putem să punem pe asta la loc. Și pe asta aici. Cred. Așa. Pe parcurs am mai strâns, am mai omorât diverse chestii
pe aici ca să mai fac e din asta, cum se cheamă mai? Din quest logul nostru, da? Ca să ne mai dea niște mission outlook din asta. Unealtă, dar avem nevoie pentru... Mă ține minte pentru ce avem nevoie? Pentru supplier. Așa, ca să ne dea semințe. Că ăsta ne mănâncă câte două de fiecare dată, mă, la nu. Essence berry bush. Aiule, e degeaba, e degeaba! De curiozitate, eu aici pot să intru cumva așa ca ne simți tu, nu? Da. Iete, fii atent că ne-a crescut. Bravo, tati, bravo. Așa, și dăm te frumos. Hai să facem așa. Cred că putem să spargem păstare pe jur. Da, nu știu, momentan cred că trebuia să-l fi pus mai sus. Da, cred că trebuia merge mai sus. Dar momentan nu stau să-mi fac griji. O să ajungă și ăsta la vremea lui, o să-l facem să arate mai bine. Mersi, ești un scump. Asta cred că le putem băga aici ca să nu ne deranjeze. Bun. Hai să vă arăt cum vreau eu să ajungem în cele din urmă aici la treaba asta. Mă gândesc că și la porcușori și la oițe o să vină o chestie genul ăsta, oarecum, la un moment dat. Aproximativ, da, ceva de genul ăsta. Și după aia, pe jos, pe aici o să punem cablul ăsta. Hai să vedem pietruială. Tu aici ai? Nu, nu ai, ok. Și pietruială putem să punem noi pe aici ca să arate interesant la porcușorii noștri. Presupun că din asta nu vreau. French cobblestone tiles. Nu e mai aceeași prostie. Fii atent, hai să punem jumătate din asta și jumătate din asta. Și să vedem care este diferența, nu? Pac, pac, mulțumesc. Hai să vedem aici cât nu putem să spargem fără să ne pară rău. Deci aici vreau să vin în cele din urmă niște porcușuri, da? Ceea ce înseamnă că o să fie un fel de cocină. Așa, pac, 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 așa. Arată bine oare? Nu știu ce să zic, sincer nu știu ce să zic. Hai să mai băgăm, nu știu, și una din asta pe aici și una din asta să fie. Nu știu, să zicem una așa și una așa. Din asta așa ca să arate oarecum, nici chiar ca zi. Cred că pot să-l spart, nu știu, și pe ăsta, hai să zicem. Nici chiar ca pietrișul, dar nici prea ordonat așa. Nu cred că m-ar încânta să-l văd. Bun, hai să... O fi bine ce facem noi aici. Nu se știe, nu avem idee. Știi ce ar mai putea să mai punem? Să mai punem una din asta? Să pară ca și cum ar fi murdărie pe aici. Câte o căcărează așa. Cred că putem să punem și pe aici. Așa mai murdar. Așa, și cred că putem pune și una din asta mai în spate. Parcă. Nu prea. Las că merge. Bun, hai să punem acum niște lumini pe aici pe undeva. Eventual să scoatem un F7, să vedem unde ar fi ideal să punem noi luminile astea. Dar dacă eu le pun aici, nu pot să-l pun, din păcate. Așa, și cred că mai merge un aici. Gata, am iluminat întreaga suprafață. Stau să mă gândesc, nu știu cât de... Eu aici, ăsta, cum pot să delimitez zona asta fără să pun iarăși din ăștia? Ia să vedem cum ar arăta pe aici ceva interesant. Asta nu. Tu?
Ah, frumos, 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 frumos. Încercăm cu din astea să vedem. Astea sunt cam întunecate. Poate că nu e cea mai bună idee, nu? Ba, să știți că nu arată rău. Că ăsta vrem să fie un fel de hambar oarecum. Nu știu ce să zic. Ha? Parcă nu arată foarte rău. Bun. Opa, pardon, pardon, pardon. Pe mijloc vreau totuși să fie pământ. Nu mă întrebați de ce doresc chestia asta, dar vreau să fie pământ. Așa, pune pământul ăsta la loc, te rog, aici. Așa. Lavăcuțe, îmi doresc eu foarte tare să fie tot o scândură, dar să vedem ce fel de scândură. Hai să vedem cum arată asta. Cred că putem opri F7-ul ăsta ca să nu deranjăm foarte tare la ochi. Cum arată? Și aici chiar, mă rog, o să mai fac eu rost de treaba asta, dar putem să facem ceva de genul ăsta. Ca să pară că sunt niște pete de zi. Da, nu cred că îmi place scândura aia. Niște pete de fân pe jos. Ce am pus noi jos acolo? Am pus... Care era, măi? Cred că ăsta era, da? Hai să încercăm spruce, vertical spruce in disarray. Hai să vedem astea cum arată. Parcă să zic că e mai bine. De curiozitate, hai să vedem cum arată și alea verticale. Tot așa, o să punem 6 bucățele. Deci vertical ăsta. Sunt foarte curios. A, deci e fix același lucru, numai că ne schimbă. Acum mă gândesc că ar fi foarte fain combinate cumva. Să n-au comentarii, da? Vă rog frumos. Uite, cred că ar fi foarte fain dacă le-am putea combina cumva. Deci pe aici să zicem că o să fie numai de fân. Da? Așa. Astea să le punem. Așa. Este? Parcă arată bine. Așa. Astea am putea să le punem. Tu, 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 tu. Astea sunt verticale? Nu, hai să le furăm pe asta, că astea sunt verticale, da? Astea verticale le-am putea pune ceva de genul ăsta. Și după aia, astea normale, orizontale, să le punem ceva de genul ăsta. Ia, vine tu un pic încoa. Și să facem așa o combinație de din de toate, zic eu. Fac bine, măi? Nu, stai. Asta e vertical. Și asta e vertical. Da, e bine. Și asta trebuie să fie orizontal. Perfect. E magnific. Și aici o să mai fie două bucăți de fân. Hai că ne iese treaba aici. Ușor, dar sigur. Încet, dar sigur. Pardon. Hai să știi ce? Am eu o grămadă de bone meal. Știu sigur că am o grămadă de bone meal aici undeva. Unde ești? Unde ești? Uite aici. Pac, pac, pac. Ia să ne ducem noi să ne facem rost de un pic de fân. Că prea stăm așa după el, domnule. Așa. Bagă mare, bagă mare. Uite, o chestie de genul ăsta ar fi ideal. Pentru o chestie de genul ăsta ar fi bun un activator dintre la de care am văzut noi acolo. Și am zis că o să o facem cu tinichea, cu cozitor. Bine, mie îmi place să-i zic tinichea, dar nu e tinichea. Așa, deci 9 pentru fiecare bloc. Ca să facem 5 blocuri, avem nevoie de 45. Ok, deci consumăm tot bunul ăsta și pe aia mergem acolo. Cred că mai aveam să vă mai arăt ceva, dar nu mai știu ce. Parcă să zic că mai avem ceva de... Nu mai știu exact. 64, un stack, ești nebun? Am făcut un stack. Nu, fix. Bun. Tuc, 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 tuc. Mersi, și ăsta am pus să-l punem aici. Hai să mergem. Cum se prezintă aici situațiunea?
Asta este full. Perfect. Am chestii care trebuie să se topească acolo. Știi ce? Cred că ar fi bine dacă aș face eu ceva de genul ăsta. Repede, 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 să nu se... Nu! Aici, acolo. Așa. Ca să nu mi se topească în inventar, de-aia sunt atât de disperat cu treburile astea. Aici o să trebuiască eu să pun un hopper hawk, dar nu momentan. Nu știu cât de bună e ideea asta, dar o să vedem. Că aș vrea totuși să nu pară prea, cum să vă explic, prea organizată treaba, deși este incredibil de organizat. Bun, așa. Mai facem niște verticale. Asta ce e? Nu, asta e, hai să facem așa. Mă, să știți voi că nu arată chiar foarte rău. Ca, pardon, ca întotdeauna se poate și mai bine. I-am găsit până la urmă un pattern, un model. Și pe aia am zis hai să-l stricăm. Și ca să nu arate prea ordonat. Așa, bun. Asta fiind zise, aici mi-a zis voi o chestie care, da, cam aveți dreptate, cam aveți dreptate, până la urmă să omorăm găinușul ăsta de aici. Să fac de 2 lățime scara asta, o să facem de 2 lățime scara asta, că mă deranjează și pe mine un picuț acolo să stau să mă agit cu o singură, să mă încadrez pe un singur bloc lățime și nu prea îmi convine. Ok. Acum întrebarea este dacă o să se potrivească toate cele. Nu știu eu exact cum să le fac pe astea să arate mai bine. Asta ar fi o problemă. E, o fi bine așa? Nu o fi bine, o fi bine, nu o fi bine. Așa, mă rog, aici nu trebuie neapărat. Că nu o să fac... Deși dacă stau mai bine să mă gândesc, poate că ar fi mai bine o ușă simplă în colțul ăsta. Dar băi că... Nu știu, o să vedem. Momentan așa rămâne, n-am ce să-i fac. Bun, și acum putem și noi să coborăm mai lejer, mai ușor. Bun, în partea asta nu am ce să-i fac pentru că vreau să rămână iarbă. Da, deci singura chestie pe care o să o facem... Parcă nu merge să pun pe astea... Nu, nu merge să le am împreună. Singura chestie pe care o să o facem este să facem acea margine de jur împrejur. Da? Ce mai voiam, am mai făcut rost de niște din astea de fân. Cred că aș vrea ceva de genul ăsta. Nu știu cât de inteligentă este ideea asta, dar... Ha? O fi, n-o fi. Aproximativ și pe asta să-l facem de... Așa, de doi înălțime ca... De aici să nu poate să ajungă acolo, eventual mai văd eu ce mai pun pe aici, că și așa, partea asta nu e neapărat finală, da? Bun, și în felul ăsta mai avem și aici un pic de fân cu care să ne distrăm. Așa, domnule, bun, hai să vedem acum ce reușim noi să facem în materie de... Bă, am o bucată de fân în plus, ce fac cu ea? Uite aici, aici vine... Perfect! Măcar atât. Așa. Ce facem noi acum? Eu am pus aici la loc ăla după ce l-am... Nu l-am pus la loc, bineînțeles. Yeee, copăcei! Mamă, de când așteptam să crească și ăștia. Cred că ceva de genul ăsta ar fi ok. Nu aici, că e așa. Aici cred că e suficient. Hai să vedem. Ăștia mi se pare că nu am nicio posă cu orice dai, degeaba dai. Ar trebui să se spargă super rapid și ușor. Perfect. Bineînțeles că deja mi-am luat un pic de damage acolo. Pune de pe tine la loc. Așa. Ca să ne facem rost de materiale pentru... Opa. F3B. Așa, ca să-l vedem mai bine și două secunde înainte este un inventar. Hai să le băgăm pe asta aici, că știu că nu o să avem nevoie de ele, cel puțin nu momentan. Să scoatem asta.
Da, hai, claim și reward aici, sigur, de ce nu? Zero biologist, pac, așa. Pac, perfect. Și hai să vedem și ăsta. Barley seed, bă, ai mă, ai mă, serios, mă! Dăm, doamne, putere, dăm putere. Bătaie de joc, asta e bătaie de joc. Măcar o să am ce să, ce să le dau la găini. Da, la tata, vin la tata. Nu știu, așa. Cu tine, iubiți-vă. Faceți găinușe. Așa, și pe restul le pot arunca. Că n-am ce face cu ele. Bun. Am plantat alea. Perfect, o să avem acum. Bun, aici eu bag de seama că o să facem ceva de genul ăsta, mă gândesc. Mm-hmm. Ok, nu știu dacă are sens să mă duc așa. Probabil că are avea un pic de sens la un moment dat. Mm-mm. Aici... Perfect. Dar nu știu, o să vedem după aia exact cât de mult o să regret decizia asta, dar momentan hai să lăsăm așa. Bun. Și vreau un repejor, o singură bucată din asta aici. Mulțumesc. Perfect. Așa, și noi avem asta aici ca să nu avem probleme de întuneric pe acolo. Presupun că dacă fac ceva de genul ăsta, o să pară un pic încărcată toată treaba este. Dar în același timp e și... Cum să vă explic? E și o... De ce nu pică, mă, unde vreau eu să pice? E, acum pică unde vreau eu să pice, așa. Pare mai înghesuită întreaga treabă, întreaga treabă, bravo. Dar în același timp pare și mai așa, mai acasă, locuită, nu știu cum să vă zic. Bone meal, avem nevoie de bone meal. Dragilor, hai că ușor, ușor începe să prindă formă. Nu am putut să pun peste tot exact cum doream eu, la 2 înălțime. Pentru că aici, dacă pun la 2 înălțime, nu mai pot să sar așa. Și sub nicio formă nu pot să las doar portița. Sunt niște demoni ăștia, frate. Ies pe lângă tine ce n-ai văzut. Bun, deci o să lasăm în stagiul ăsta, în episodul ăsta, momentan. Am mai lucrat eu pe aici, pe lângă. Da, nu m-am mai jucat cu diverse chestii. Așa, nu am aici tot ce am nevoie. O să-mi ia forever până să termină frumosul ăsta, așa că cred eu că o să profităm un pic aici de asta. O să mergem împotriva a ceea ce mi-am dorit eu întotdeauna. Și ar mea să folosesc numai cristale din astea. Dar asta este ce să-i facem acum. Bun, ce vreau eu să facem? Ce vreau eu să facem? Am cumva un... parcă mai avem o baghețică. Mai avem o baghețică? Nu știu ce am făcut cu baghețica aia. Bun, deci ce trebuie să aruncăm? Hai să începem cu charcoal. Ăsta are în el ignis, da? Terra, Perdicio, Ordo, Aer și Water Shard-ul la sfârșit de tot, ca să ne dea Balance Shard, da? Și acum aici o să rămână cu 4 din astea de Ordo, n-am ce să le fac. Așa moare. Cer scuze, dar n-am ce să le fac. Nu pot să mai stau să mai aștept după cât o mai ține și asta. Cine știe cât o mai ține și asta. Bun, hai să vedem dacă avem suficiente. Avem, este Essential Crystallizer. Yeah! Mamă, de când am așteptat. Nu aveți idee de când am așteptat treaba asta. Întrebare întrebătoare. Unde pot eu să te pun pe tine fără să am probleme? Aș putea oare să folosesc un Essential Tube și să pun aici? Fii atent că merge. Ho, ho, ho. Bun, și atunci ăsta
Perfect. Nu l-a luat de aici, nu? Nu cred că l-a luat de aici, cred că l-a dispărut pur și simplu. Bun, dragilor, și vom închide aici episodul nostru de astăzi, magnific. A fost mult de muncă, știu că nu pare mult de muncă, da. Când ești ca mine așa și nu prea le-ai cu construitul și nu-ți vin chestiile imediat și trebuie să stai să încerci și să reîncerci și să distrugi și să încerci la loc. Cam așa e în viață. Știi ce am putea face acum ca de sfârșit, așa, ca totuși să mai fie un lucru făcut în episodul ăsta. Două secunde, în primul rând stai așa să ne asigurăm. Băi, e peste tot lumina pe aici, că am dărâmat torța aia de acolo. Așa s-ar părea. Bun. Hai să vedem. De unde facem noi de un pic de aur rost? Măi, eu sus aici am un bloc întreg lăsat? Nu. Ok, interesant. Eu din aurul ăsta, dacă întreg pentru un pulverizer, îmi dă un cinnabar. Și cu cinnabarul ăsta aș putea să fac niște chestii bune. Deci hai să nu facem, să nu folosim foarte mult aur, doar pe ăsta. Bun, și să mă duc eu aici jos și să caut să văd unde este aia mea de plăcuțe. Cine știu unde fi lăsat-o. Sky, să-ți faci ordine! Da, știu, cunosc. I know, my friend, I know. Uite aici. Bun. Deși îmi doresc eu foarte tare, este să pun aia acolo și hai să vedem un gear. Din ce putem face noi cel mai ieftin gear posibil? Gear castle ăsta este Iron gear din Somic Energistic. Ce e aia, frățică? Nici nu știu cum se obține. Gold gear, copper gear, tin gear, silver gear, LED. Am una din piatră, nu există. Oh my god. Invar, ce-o fi ăsta? Signalium. Oh my lumii, așa, Enderium. Da, nu, deci din iron. Cea mai ieftină o facem din iron. Cea mai ieftină e în ideea că avem materialele necesare. Că șef. Facem, nu mai pot să mai zic ceva, Bun, perfect. S-a topit domnule aici. S-a topit, bravo. Așa, ne punem ăsta nostru aici. Și ne facem modelul. Tic, perfect. Bun, și acum o să putem face aceste rotițe din Tinker's Construct. În general, de exemplu asta de cupru, da? Ca să facem crafting normal, ar trebui să punem un lingou de fier în mijloc. Dar dacă o facem noi din Tinkers, da? O să avem nevoie doar de 4 lingouri de cupru. Ca idee, sper. Cam numărat bine. Sper. Bun, dragii mei, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă ați stat alături de noi până acum, un mic like, un coment, un share, ajută foarte mult. Poate o abonare, dacă n-ați făcut-o deja. Am ajuns la metal? Băi, ce mă bucur că am reușit. Mamă, deci uram să mă apuc să mai fac un crystallizer, dar uite că am reușit în cele din urmă. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!